Bună dimineața și salutare, foși colegi de izolare. Am zis că nu vă iau tare de ieri, nu vă iau tare de luni dimineața, că nu, e și zi liberă, e și 1 iunie, ziua internațională a copilului și mai ales se deschid terasele, se deschid plajele. A? Ați dat buzna pe terase? Ați fost să vă beți cafeluța, berea, să povestiți cu maximum 3 prieteni la o masă? Ați mers la servici, bravo vouă, cineva mai trebuie să muncească și în țara asta. Nu, că am ieșit ieri mai de dimineață pe aici, în centrul Clujului, pe unde sunt terase, și am văzut la o terasă unde nu prea era lume, adică nu era nimeni, am văzut un chelner, stătea răzimat pe o umbrelă, cu mănuși pe mâini și își fleca în continuu mâinile. M-a recunoscut, să trăiți, domnul Nicu! Zic, ce-ți pasă? Îți freci mâinile, vin clienții, vine mălaiul. Zice, da, pe dracu, mi-e fric de nu mai pot. Pe la amiază a mai venit ceva lume, după aia am văzut la știri seara pe o terasă din Brașov, chiar era lume. Și au sărit pe cei de la terase ăia cu camerele de filmat, cei de la televiziune. Parcă erau o raritate. Ați prins loc la terasă, respectați toate regulile, terasa respectă toate regulile, extraordinar. Așa-i filmat pe aia care își beau cafeaua la terasă, de zici că erau astronauții aia care au ajuns în spațiu cu capsula aia lui Elon Musk, pe cuvântul meu. Așa erau de... Apropo de aia, au mers doi acolo pe stație orbitală și așteptau încă 3 astronauți. Cum au ajuns, cum s-au îmbrățișat. Dar ce, în spațiu nu-i COVID? În spațiu nu-i distanțare socială? Vă dați seama, stau acolo vreo 3-4 luni, sunt 5 în total, 2 ruși și 3 americani. Vă dați seama că aia ori nu mă beau, ori se bat. Ori fumează. Ori fumează în capsula aia spațială, în naveta spațială, cum a fumat Ludovic Orban cu prietenii în biroul lui de la guvern. Ai de mine, scandal, cât casa, cât casele lui Iohannis de 3 zile, că de ce a fumat? Cum să fumezi în spații închise, că n-au respectat distanțarea socială, să-i amendeze, ce exemplu să iei pentru popor? Domnule, să nu-i atacăm, că până la urmă și noi suntem oameni, dacă îi s-o luăm pe undeva așa, nu? Și noi mai facem ce putem, mai ales când nu ne vede lumea. Erau și ei obosiți că au aplicat la fix programul de guvernare. Dacă ar fi fost lângă ei pictorul Grigorescu, ar fi intitulat această poză tablou guvernanți odihnindu-se după lupta cu pandemia. Stăteau ei acolo cu băuturile în față, nu le păsa de absolut nimic, se bucurau, se veseleau. Ludovic Orban, ca la crâșmă, cu țigara așa pe spate, n-avea nicio problemă. Aurescu, ăsta e de modă veche, cu mânuși pe mâini, fuma trabuc. Domnul Bode de la transporturi avea 2 pahare de șampanie în față, dar ce dracu sărbătorea? Faptul că n-a dat în folosință încă 40 de kilometri de autostradă? Ministrul de la economie cu whisky în mână. De, o făcut omul economii, își permitea o băutură fină. Ca după aia să aflăm că a fost de fapt ziua lui Ludovic Orban și s-au relaxat puțin în biroul lui cu băutură, mâncare, nu știm dacă și cu manele. Îi vedeți? S-au ascuns de noi. Ce au zis? Bă, nu ne vede nimeni, facem orice. S-au ascuns, facem orice. În realitate, ei sunt oameni serioși care respectă orice regulă socială, nu-i așa? Așa sunt politicieni, domnule, mironosițe, când au fost să dea legea asta cu educația sexuală în școli. Vai de mine, dar cum să dăm așa ceva? Cum să se predea educația sexuală în școli la copiii aia care oricum știu mai multe pe tema asta decât noi, ăia mari? Cum să, vai de mine, mironosițe, nu dăm nicio lege? Și pe în spate îți mai răi decât Mia Califa. Da, fusese ziua lui Ludovic Orban și nu. Pot să refuz chiftelele gătite de doamna Mihaela? Apropo, oare Ludovic Orban îi zice ca Joana, Mihaela, dragostea mea, nu pot refuza chiftelele, băful, șnițelele? Nu pot să refuz, domnule. Cum să... Fusese și un articol pe tema asta, așa era intitulat, Ludovic Orban la 5-7 de ani, de la adolescentul rebel la premierul, continuați voi, dar se rimeze cu rebel.
Din articol aflam că domnul Orban în facultate, în studenție, a cântat într-o trupă numită Proiect. După 30 și mai bine de ani, ăsta e tot în stare de proiect. Nu duce nimic până la capăt. Și încă un lucru important, când era în ultimul an de liceu, a primit de la părinți bani pentru meditații la matematică. Și ce credeți că a făcut dragul nostru la Davic? I-a jucat pe toți la loto. Că nu erau păcănele. Dar vă dați seama de ce să împrumut atâta România, că are omul nevoi. Da, ce a zis? Și așa-i vremea rea, și așa de luni nu pot deschide terasa, hai să fur un pic startul și să-mi deschid terasa mea în biroul meu, din guvernul meu, cum a zis Iohannis. Păi să mă cheme și pe mine, dacă tot îi chef, să zic și eu niște bancuri, să zic niște glume acolo, când au ei masa mare, printre chiftelele doamnei Mihaela Orba. Să zic și eu acolo niște glume, de să sară gecuța de piele de pe domnul Vela, să arunce câțul cu bani pe mine când spun o poantă reușită. Ăsta, ministru de la sport, Ionuț Stroie, nu cumva Ionuț, ăsta n-ar fi acolo pentru că el umblă numai în chiloți și nu-l primesc în chiloți, că e mai pervers decât doamna Turcan. Nu. Vă dați seama că ministru Grindă s-ar uita la ce glume zic, dar n-ar pricepe nimic. S-ar uita și ar râde așa, când râde șeful, ar râde și el. Da, păi a început războiul subteran în PNL, că cineva din PNL a trimis poza pe care a publicat-o Olguța Vasilescu și cu Orlando, nu? Aia care nu sunt în guvern, doresc să ajungă în guvern și să bat între ei. Băi, la PNL nu le trebuie opoziție. Își dau ei singuri la joale ca să se dea jos de la putere. Săracul Iohannis, eu tot salvat. Ce să facă? Iară să o ia cu Ionopot PSD să-i mai crească în sondaje? Că și așa sunt jos, spre 30%. PSD-ul oscilează, stă pe acolo, pro-România crește, domne, 11%, eu nu înțeleg, ce mai caută Ponta, plagiatori, dotori, ce mai caută, domne? A și zis că el vrea să candideze în 2024 de președinte și să fie președintele țării timp de două mandate. Timp de două mandate ar fi cel mai bun președinte pentru România. Ponta, mă, Victor Ponta, dar repede, mitica Dragomir în presă i-a retezat nasul de Pinocchio și a zis, domne, Ponta, domne, ăsta, Victor Ponta, ăsta minte mai mult decât mănâncă într-o zi, domne. Cam așa. Da, noi avem la dispoziție terasele, plajele, nu ne ascundem de nimeni. Dacă avem de făcut un viciu, cum ar fi bârfa la o cafeluță, îl facem în aer liber, în extra vilan. Vouă de ce v-a fost dor odată cu deschiderea teraselor? De o poveste față în față cu prietenii sau de o bere rece pe vreme și mai rece? Aștept răspunsurile voastre în comentarii. În comentarii pe YouTube, că pe Facebook îți stăt blocat. N-am făcut nicio prostie că ăștia din guvern. Nici n-am făcut nimic pe ascuns și tot mă țin ăștia blocat. Nu pot să postez niciun video pe Facebook, nu pot să răspund la mesajele voastre. Așa că ne vedem aici pe pagina mea de YouTube și vă mulțumesc că v-ați înscris într-un număr așa de mare. Vă doresc o zi superbă, o zi de marți fără ceasuri rele, o zi în care să regăsim împreună zâmbetul și bucuria de a fi împreună. Mulțumesc de urmărire și scuze de deranj, Nicu Bendea a fost și în această dimineață.